A fost ziua cea mai grea pentru mii de tineri din toată țara care au dat astăzi admitere la medicină. În București, trei candidați s-au luptat pe un loc. Vestea bună pentru noi ceilalți este că mulți dintre viitorii studenți vor să rămână în țară după absolvire. La rândul lor, cei de la Universitatea de Medicină și Farmacie confirmă că numărul celor care pleacă în străinătate este în scădere. Au fost doar 10% anul trecut, adică cel mai mic procent de până acum. Bravo! Bravo! Hai! Bravo! Hai! Gata! Felicitări! 3.000 de tineri s-au luptat pentru aproximativ 1.000 de locuri la medicină generală, dentară, farmacie și asistență medicală. Emoțiile au fost atât de mari după atâta învățătură, încât mulți candidați au ieșit din săli cu lacrimi în ochi. Am luat 80 de puncte și e ok, e un punctaj ok. Asta înseamnă că ești admisă la buget. Da. Deși au în față ani grei de facultate până să devină medici, mulți dintre tineri se văd deja profesând. Aici aș vrea să ajung, să ajut și pacienții din România care n-au atât de multe șanse ca cei din afară. Îmi place biologia și pentru că vreau să îmbin plăcerea mea cu ajutorul de oameni, cu care un scop nobil. M-am gândit și o să rămân în țară. La ieșirea din universitate, tinerii au fost așteptați de părinții la fel de emoționați. Iubitul unei candidate a avut inclusiv un mesaj de încurajare. Amândoi au același gând, să lucreze în țară. Fac facultatea în afară, dar am zis că vreau să mă întorc, să vin cu noile mele idei și concepte, să îmbunătățesc pe aici. Vreau să sparg tiparele și asta intenționez. Am auzit că sunt foarte mulți doctori care pleacă și mi se pare că și noi ar trebui să avem doctori buni. Cam jumătate plecau, mai ales în primii ani după ce România a intrat în Uniunea Europeană. După aceea, numărul a început să scadă, ajungând acum la nivelul cel mai mic, din cât îl știm noi. Anul trecut a plecat cam 10% dintre absolvenții noștri. Schimbarea s-a văzut în special în ultimii 2 ani, de când salariile în sănătate au fost majorate de 2 ori. De exemplu, salariul unui chirurg cu experiență depășește acum 11.000 de lei, în condițiile în care în urmă cu 2 ani și jumătate era doar 4.000 de lei. Salariul unui anestezist a crescut de la nici 5.000 de lei la peste 15.000 de lei în mână. Iar un asistent medical tot la ATI primește acum 5.000 de lei, aproape dublu față de finalul anului 2016. Totuși, unii tineri așteaptă ceva în plus. Nu e totul despre bani, nu știu. Oamenii sunt altfel, ești tratat altfel și ca pacient și ca doctor. Aparatură proastă, condiții proaste, educație proastă, n-am niciun motiv să rămân. Din aceste motive, peste 25.000 de medici școliți în ultimii ani în România profesează acum în străinătate. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.